Domeniul public a devenit groapa de gunoi a unor constanțeni. Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală au surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere o persoană care a aruncat deșeuri provenite din lucrări de construcție pe domeniul public. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă de 30.000 de lei. Totodată a fost dispusă măsura complementară de confiscare autoturismului folosit la săvârșirea contravenției. Polițiștii locali vă recomandă să respectați prevederile legale și să predați deșeurile inerte provenite din gospodărie sau de la lucrări de construcție direct către operatorul de salubritate autorizat pe raza municipiului Constanța.